Bun găsit, domnilor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Culisele Justiției. Un invitat special astăzi este vorba despre comisarul șef, Mihai Răduță. Este șef la investigațiile criminale de aici, de la Poliția Capitalei. Vom avea cazuri dezvoltate din cazurile din București. Bună ziua și bine ați venit, domnule comisar șef. Săruna, mulțumesc frumos pentru invitație. Mă simt onorat să mă aflu în platoul noastră. Sunt un pic entuziasmată pentru că chiar recent am citit în presă Capitala a devenit unul dintre orașele cele mai sigure din Europa. Și aș vrea să începem cu acest aspect. Da, într-adevăr, sunt anumite statistici, avem anumite analize și la nivelul Poliției Române care duc înspre ideea că Bucureștiul în prezent este o capitală foarte sigură. Și când afirm asta, mă refer și la infracționalitatea stradală și la infracționalitatea gravă, să zic, care nu se comite neapărat stradal sau în public, dacă vreți să o luăm așa. Dar totuși am ajuns aici având foarte multe acțiuni periculoase totuși în capitală și am văzut cu toții ce s-a întâmplat, poate și în perioada pandemiei a fost cea mai recentă, când persoanele certate cu legea nu mai aveau frică de nimic și se băteau pe străzi. Haideți să le luăm etapizat, pentru că știu că investigați foarte multe fapte la această direcție pe care o conduceți dumneavoastră și aș vrea să ne oprim pentru început la furturile din casele bucureștenilor. Da, în regulă, infracțiuni generic, infracțiuni contra patrimoniului, în accepțiunea codului penal. Bun, să ne dați câteva cazuri care au fost mai spectaculoase de furturi din locuințe, cum, care este metoda lor folosită de ei, poate înțeleg și oamenii de acasă ce ar trebui să facă, care am văzut că dumneavoastră puteți să ne spuneți acum și perioada din an sau perioada din săptămână în care acești hoți acționează. Da, aș începe în primă fază cu modurile de operare cel mai des întâlnite în materie de furturi din locuințe. Am putea vorbi de moduri calificate. Când spunem asta, ne referim la furturi din locuință prin ruperea butucului, prin folosirea de chei potrivite, prin escaladare. Sau mai avem și moduri de operare care implică infracțiuni de contact, în sensul că sunt anumite contacte între autor și persoana vătămată prin așa zisul mod împrietenire. Și acum punctual, spuneți prin ruperea butucului, clar, oamenii se uită înainte, domnule, sunt acasă sau nu sunt acasă proprietarii? Sau escaladare, neapărat trebuie să-mi povestiți cum se face această escaladare a hoțului în locuință? Da, modul de operare rupere butuc, bineînțeles, implică ruperea sistemului, distrugerea sistemului de asigurare ca interval de comitere a faptei de regulă. Bineînțeles, persoana vătămată nu este acasă, ori poate în intervalul când proprietarii se află la serviciu între 8 și 16. Dar asta spune, ei se interesează dinainte. Cum fac? Da, sunt anumite cazuri. Adică care sunt persoanele vizate? Să înțeleagă oamenii care se uită la noi. Sunt anumite cazuri când persoanele vizate sunt alese, să zic, la pont, dar sunt și întâmplători. Poate că anumite aspecte, nu știu, exterioare. Sunt situații când autorii de infracțiuni aleg locuința vizată pur și simplu aleatoriu, intrând într-o scară de bloc. S-au întâmplat și astfel de lucruri. Da. Dar sunt și cazuri, cum vă ziceam, și la pont, când persoanele ori sunt persoane care mânuiesc valori foarte mari de bani sau anumite situații. Ne dați niște cazuri? Nu aș intra neapărat punctual pe cazuri. La modul general, ce ați avut așa mai spectaculos? Referitor la modul ăsta de operare, pot să vă asigur că nu este foarte frecvent întâlnit. Este un mod calificat. Nu am mai avut înregistrate în ultima perioadă infracțiuni cu acest mod de operare care să ridice probleme din punct de vedere criminogen. Alte moduri de operare ar fi în ultima perioadă mai efervescente. Poate că vorbim de modurile de operare, cum vă ziceam anterior, prin împrietenire,
Pentru noi există anumite îngrijorări, întrucât persoanele vătămate din segmentul acesta al modului de operare prin împrietenire sunt de regulă persoane vârstnice, v-am zis vulnerabilitatea pe fondul vârstei și cumva autorii de infracțiuni câștigă încrederea pentru a pătrunde în locuință și apoi sustrag valorile respectivelor persoane vătămate. Și popular știm că bătrânii sau bunicii noștri poate că mai țin uneori banii în casă, sunt, să zic, cu o anumită reticență în a-i depozita într-un loc sigur, poate că la unități de tip bancar sau în alte locuri sigure. Asta... Escaladare, spuneați dumneavoastră, adică? Vă mai ziceam, da, și de escaladare. Escaladarea este de regulă comisă la parterul blocurilor sau, mă rog, și la locuințe, la casă de tip vilă sau, de ce nu, când autorii ajung la o anumită specializare, pot comite o escaladare, poate că și la etaj superior, etajul 1 sau chiar etajul 2, dacă le permite configurația zonei. Domnule comisar șef, cazurile în care hoții intră și surprind proprietarii pe acești hoți, ce s-a întâmplat ulterior? Avem și cazul milionarului celebru, l-am dat și noi, toată presa l-a dat public, chiar l-au legat hoții. Ce s-a întâmplat în acel caz? Aș începe prin a zice că din punct de vedere al profilului de infractor, dacă un anumit autor de infracțiuni este specializat în comiterea furturilor din locuință, de regulă când este surprins în locuință, părăsește locul comiterii fără a aduce violențe, fără a exercita violențe asupra persoanei. De obicei, persoanei. Dar au fost astfel de cazuri. Mai există și infractori profilați care comit tipul acesta de infracțiuni tocmai cu intenție directă pentru a tâlhări persoana respectivă. Ați precizat dumneavoastră anterior și de o persoană a cărui caz a fost mediatizat. Milionarul Nicorescu, dacă nu greșesc numele. Da, nu aș intra mult în detalii. Au fost efectuate cercetări, investigații de către structura pe care o coordonez în prezent. S-a reușit identificarea autorilor la acel moment. A fost undeva la sfârșitul anului 2020, dacă nu greșesc. Sfârșitul anului 2020. Dar l-au legat în casă, asta spun, modul de operare. Dacă puteți să ne dați detalii. Da, modul de operare a fost un pic brutal, să zic așa, să mă exprim în acest mod. A fost imobilizat și au fost aduse și anumite, au fost exercitate violențe asupra dumnealui la momentul acela, dar v-am zis, infractorii, autorii respective infracțiuni erau profilați, erau chiar polispecializați, nu comitau doar infracțiuni în locuință, de tâlhărie în locuință, ba chiar la momentul efectuării investigațiilor le-am reținut în sarcina acestora și anumite furturi din bancomate prin metoda, îi spunem noi, pizza slide, prin aruncarea în aer a bancomatelor. Erau de o specializare deosebită, zicem noi, și au fost foarte efervescente faptele la momentul acela. Din fericire am reușit să identificăm, am reușit să-i și scoatem din piață. Cum i-ați prins? Păi, la identificarea lor au concurat o serie de mai mulți factori. Și prin poliția științifică și prin mediile criminalistice, adică și investigative. Adică probele care le-au lăsat în casă au dus la identificarea, da, lor? În special a fost efectuat un complex de investigații din partea colegilor mei. Au fost activate măsuri speciale de investigare și cercetare și am reușit să identificăm. Ulterior au fost
blocați în trafic pe o arteră din municipiul București. Și ulterior, deci în trafic i-ați prins după ce ați identificat. Domnule comisar șef, de ce au intrat în casă peste afaceristul respectiv când era acasă? Nu aveau informațiile bune? Nu au urmărit? Ce s-a întâmplat acolo? Sau din capul locului au zis, intrăm în casa asta, îl legăm și furăm? Știau exact ce au de furat de acolo? Care a fost prejudiciul? Da. Tâlhăria în locuință implică din start lezarea a două drepturi fundamentale. În primul rând, chiar prevăzute de Constituție, în primul rând domiciliul și în al doilea rând libertatea persoanei. Este o infracțiune foarte gravă. Gândiți-vă că orice om este liniștit în cuibul său, în locuința sa, în casa sa. Efectiv este liniștit și se trezește cu niște persoane străine. Ce să vă zic? Intenția cu care a fost comisă fapta la momentul ăla a fost apreciată drept intenție directă. Nu credem că au fost surprinși și autorii că persoana vătămată se afla în locuință. Deci nu e interesat. Nu pot să zic decât că noi, ca organe de urmărire penală, am avut satisfacția identificării și scoaterii din piața infracțională cât mai repede posibil. Asta a fost satisfacția de la momentul acela. În rest, aspectele de interes criminologic sunt foarte multe. Deci, dacă au admis la nivel mental autorii că găsesc persoana vătămată, ce să... Ați recuperat prejudiciu și în valoare de cât? Ce au furat? Vă amintiți? Așa, măcar o parte? Au fost instituite măsuri asigurătorii la momentul respectiv. Acum, vă zic sincer, nu am fost pregătit cu cifre sau cu alte date privitor la cazul respectiv. Au fost instituite măsuri asigurătorii, sechestru asigurător pe mai multe autovehicule folosite la comiterea faptelor de către respectivii autori. Au fost găsite cu ocazia depistării și anumite valori în posesia lor, sume de bani în valută și în lei, au fost instituite măsuri asigurătorii. Bun, haideți să mergem la alte infracțiuni destul de grave, pot să spun un fenomen care ia amploare nu numai în capitală, în țară și în lume, infracțiunile cibernetice. Sunt foarte importante, lumea de acasă poate nu își dă seama, apare ceva de science fiction. Ce sunt aceste infracțiuni și cum încercați să le opriți și ce câștigă infractorii care comit astfel de fapte? Da, într-adevăr, segmentul infracțiunilor cibernetice sau cybercrime-ul a câștigat un teren destul de vast în ultima perioadă. Nu știu dacă ar fi în directă legătură, probabil și cu perioada pandemică, cu amplificarea, cu înmulțirea comenzilor în mediul online, însă este clar că o caracteristică a acestui flagel este globalizarea, în sensul că autorii de infracțiuni informatice se pot afla oriunde în momentul comiterii faptelor. Pot avea în termen tehnici, un IP de un anumit stat al Europei sau pot fi chiar în țară, pot fi și în afara spațiului UE. Deci vorbim de o globalizare. Acum, discutând un pic de anumite măsuri și forța coercitivă a poliției române și cum combatem fenomenul, să știți că este o activitate foarte complexă în acest segment, începând de la pregătirea specialiștilor noștri în materie de criminalitate informatică. Au fost, chiar nu știu să vă dau cifre, dar știu că au fost făcute și încadrări din sursă externă cu specialiști în domeniu. Atunci când avem anumite cazuri sau dosare complexe înregistrate, mai solicităm și opinia unor specialiști, că ne permite codul de procedură penală, adică să vă dau un exemplu sau să ne înțeleagă și cei care ne urmăresc.
Până la urmă, atât Poliția Română, organele de cercetare penală, cât și parchetul, Ministerul Public, suntem specialiști în drept. Însă atunci când ne lovim de un anumit domeniu specializat, avem posibilitatea să solicităm și opinia unor specialiști și în acest sens în țară avem mai multe. Da, exact și... cum se întâmplă. Da. Vorbeam cu dumneavoastră, îmi spuneați că un simplu mail sau un simplu, nu știu, mesaj pe Facebook, pe o aplicație, te poți trezi după aceea cu probleme foarte mari. Concret, da. Ce se întâmplă? Acum, ce să vă zic? Fiecare cetățean, fiecare persoană fizică, dacă are o adresă de mail, este supusă unui risc. Pot fi primite anumite mail-uri frauduloase, pot fi primite anumite link-uri cu diverse pagini false ale unor bănci sau... A fost o perioadă anul trecut, domnule comisar, șef, când eu și foarte mulți colegi de-ai mei primeam pe mesagerie foarte multe link-uri, exact cum spuneți dumneavoastră. Erau numere din Republica Moldova, din afara țării și era un fenomen. Foarte multe astfel de mesaje. Cred că primeam de pe foarte multe telefoane, chiar și telefoane la un moment dat, adică apeluri, din Republica Moldova. Fiecare număr care mă suna sau îmi trimitea mesaj, eu îl blocam fără să deschid acel link. Îl blocam, asta făceam. Dar venea al număr și al număr și al număr, nu am deschis niciodată. Bănuiesc că ați avut astfel de cazuri. Ce se întâmpla dacă eu deschideam, apăsam pe acel link? Pot să vă zic că ați procedat foarte corect. Dacă se accesează respectivele link-uri, sunt riscuri de instalări ale unor softuri pe telefon sau de copiere a unor date din telefoane. Admitem că aproape cu toții avem în prezent telefoane de tip smart și sunt un fel de mini calculatoare portabile, le avem cu noi oricând. Dacă facem greșeala să accesăm sau să dăm click să accesăm respectivul link, ne pot duce în anumite pagini și ne pot instala în mod automat anumite tipuri de virusuri informatice sau... Bun, domnule comisar șef, ca să înțeleg și eu. Și intră un virus, da, în softul telefonului meu. Pot avea acces la agenda mea telefonică, la mesagerie, la mail-urile pe care le am de serviciu, de muncă și așa mai departe. Bineînțeles, videouri, poze, dar mai mult de atât, este și o parte financiară. Ei din ce câștigă bani? Da. Gândiți-vă că... Că-mi virusează telefonul. Ok, îmi virusează telefonul și au acces la informațiile din telefonul meu. Însă dacă aveți și cumva instalată și vreo aplicație a băncii sau ați... Aici vreau să ajung. Dacă a băncii dumneavoastră sau, mă rog, fiecare, în funcție de tipul de instituție bancară cu care lucrează, dacă avem instalate, se preia efectiv controlul și asupra conturilor și se pot obține și anumite coduri de acces sau se trimit și alte linkuri, poate, nu știu dacă ați avut de gând să achiziționați ceva pe vreun site nesigur sau aș zice nesigur că poate fi inclusiv un site al unui vânzător, unui retailer concret și cunoscut, dar să fie o clonă a respectivului și ulterior, dacă ați dori să cumpărați, primiți un mail fraudulos care ar fi o interfață a produsului ce ați vrea să-l achiziționați și ulterior, ori din grabă, ori poate chiar seamănă pagina respectivă cu ce doreați dumneavoastră să achiziționați în funcție de produsul respectiv și ajunge să introduceți respectiv. Bun, eu am avut acces la informații, poate de asta n-am accesat aceste informații, adică în mod sigur nu am accesat aceste link-uri pentru că știam, era deja un fenomen. S-a întâmplat acum câteva luni, într-adevăr, toți colegii mei primeau acele link-uri, era pericol foarte mare, s-a oprit la un moment dat. Cum identificați dumneavoastră? Spuneți că aveți specialiști, bănuiesc, în IT? Pentru a identifica, dar cum recuperați prejudiciile sau identificați oamenii? Că asta vă spun, sunt grupări care sunt în afara țării și sunt foarte specializați pe partea asta de IT. Da, este într-adevăr un drum un pic anevoios în
în materia recuperării prejudiciilor după identificare, însă avem o colaborare foarte bună în materie de cooperare polițienească internațională și cooperare judiciară în materie penală prin Ministerul Public și pe căile polițienești. De regulă, statele Uniunii Europene și nu numai, și prin extra UE, prin Interpol, prin Biroul Național Interpol, avem o colaborare bună. De multe ori aceste colaborări sunt și operative, în regim operativ, în timp real. Discutăm cu colegii și avem un schimb de informații foarte, foarte bun, care duc într-un final la identificare și la luarea unor măsuri grabnice care se impun pentru recuperarea prejudiciilor sau pentru alte măsuri specifice. Furtul din mașina în mers. Vedeam tot așa acum o perioadă, erau foarte mulți hoți organizați, nu știu, într-o bandă poate, și cu mașină sau motocicletele, spre exemplu, se duceau în viteză la un tir care mergea, deci în mers, săreau pe acele tiruri, dădeau spargerea și furau. Exact cum vedem noi în filmele acelea de la Hollywood, se întâmplau și au fost implicați români. Da, într-adevăr este un mod de operare în acest sens. Spectaculos. Este spectaculos, riscant pentru autorii acestui tip de faptă. Aici nu vă las fără să-mi dați cazuri cât au furat, cum făceau aceste lucruri efectiv și erau specializați numai în a fura. Vă rog. Specializarea era de nivel ridicat, în sensul că dacă se lua decizia să comită o faptă, să zicem, pe o autostradă, că ar fi în România sau într-un alt stat, necesarul tehnic din partea lor era unul impresionant, în sensul că... Metoda Spider-Man. Spider-Man. De regulă se folosesc cel puțin 4 vehicule și când zic vehicule o să înțelegeți de ce. Este folosit un vehicul care este pus antemergător înaintea, de regulă autocamion este cel al persoanei vătămate, pentru a-l încetini. Dacă este pe o autostradă, un al doilea vehicul al autorilor stă în lateral, să zic, pe banda de urgență pentru a nu putea depăși persoana vătămată. Autovehiculul din spatele autocamionului, în care sunt efectiv cei care acționează și de regulă este un autovehicul de tip van și ies pe o trapă superioară și ancorați în niște chinci pentru a coborâ pe capotă și a se apropia de ușile autocamionului, folosind un anumit flex sau, mă rog, instrument de tăiere, poate electric sau pe un alt combustibil, ca să acționeze repede, distrug sistemul de închidere al autocamionului din spate, pătrund și ulterior aruncă bunurile. V-am spus, da. Nu vă las până nu-mi dați cazuri concrete de astfel de hoți, dar și ce bunuri au reușit, pentru că furturile astea, repet, erau desfășurate în timp ce mașina atacată, tirul respectiv, era în mers. Da, este un... Și cum te șoferii nu-și dădeau seama, totuși? Au și niște oglinzi, stânga, dreapta. Este atipic acest mod de operare. Faptele erau comise cu preponderență pe timpul nopții. Mașina autorilor, care era mașina principală, bineînțeles că era cu farurile stinse și foarte apropiată de autocamion, și pe lângă ce v-am povestit, la preluare, o altă dubă folosită de autori pentru a culege din spate bunurile aruncate din autocamion. Da, ce au furat? De... Da. Eu am văzut imagine, adică am văzut un alt hoți care mergeau pe capota mașinii în viteză și pătrundeau pe mașina respectivă. Ce au reușit să fure? Păi, în special... De-a lungul anilor, că știu că au fost o fel În special au fost înregistrate astfel de fapte cu obiect al infracțiunii electronice. Știu că au fost și telefoane mobile. Bunuri electronice. Cu bunuri electronice, mici
ca gramaj, ca volum, dar scumpe. Și au fost înregistrate la un moment dat la nivelul Europei. Știu că a existat un dosar pentru care a fost făcută și o echipă comună de anchetă, un JIT, cu prejudiciu 8 milioane de euro, ceva de genul acesta, la nivelul anului respectiv. Și erau români care furau în acest mod și în alte state europene sau erau pentru că făcut această, erau acest JIT? Erau și români, erau și cetățeni de altă naționalitate. Da, gruparea fost... mai există? Sau grupările, că au fost mai multe? N-am mai auzit. Da, în zona aceasta sunt mai multe facțiuni care sunt specializate în acest mod de operare. Mai există, mulți au fost neutralizați, în ghilimele, în sensul că au fost trimiși în judecată pentru comiterea acelor fapte. În general, la nivel național, am eradicat fenomenul. Nu avem date în prezent care să ne indice comiterea acestui tip să de fapte. Să vadă lumea de acasă că totuși poliția își face treaba. Da. Că tocmai de aceea v-am invitat aici să vorbim de aceste cazuri celebre. Pe de altă parte, tot cum noastră vorbeam înainte și au fost la fel, sunt foarte multe metode pe care hoții le folosesc și denumite și în mod popular. Haideți totuși metoda accidentului, înțeleg că încă face ravagii și printre persoanele de anumită vârstă. Încă mai sunt păcăliți. Da, într-adevăr, mai sunt înregistrate astfel de cazuri cu metoda accidentul. Este, din punctul meu de vedere, aceeași sensibilitate ca la celelalte moduri de operare de care vorbeam anterior cu împrietenire, însă în cazul metodei accidentul, încadrarea juridică, dacă ar conta prea mult, ar fi înșelăciune, în sensul că modalitatea de comitere este în felul următor: persoana vătămată este apelată de către autor, care autor este la distanță și doar dirigează prin telefon, și persoana care intră, un al doilea autor al infracțiunii, complicele, este cel care se duce fizic, efectiv, să preia respectivele sume de bani de la persoanele vătămate. La nivelul Poliției Române au fost făcute foarte multe campanii în sensul ăsta de prevenire. Nu vă încredeți în străini. Da, sau dacă îmi permiteți un sfat pentru cei care ne urmăresc sau pentru cei care sunt sunați, să verifice ulterior dacă li se spune că o persoană apropiată a pățit ceva, în regulă. Într-un anumit accident, că de asta se numește metoda accidentul? Da, într-un anumit accident. Tertipurile sunt diverse de la, exact. Sunt asistentul, sunt medicul, va veni cineva să prea... Ar trebui verificată respectiva ipoteză. Și nu dați bani pentru absolut nimic. Absolut, nu trebuie dați bani. Și plus că dacă sunt un pic atenți, este logică, cel care îl apelează nu are de unde să aibă informații. Informațiile sunt obținute chiar de la persoana vătămată. La un moment dat spunea o persoană care a depus plângere: păi da, dar când am fost sunată, mi s-a zis că am un fiu, dar informația că doamna respectivă avea un fiu era primită tot de la dumneai ei. Pe măsură ce a avut discuția telefonică, gradual a dat informația că are un fiu și ulterior s-a bătut moneda pe fiu și că a pățit ceva. Și asta, sfatul meu concluzionând, ar fi să se verifice informațiile, să nu se dea bani, să ne sunăm apropiații despre care primim informații că au pățit ceva. Vreau să mergem la altă parte a faptelor pe care le investigați la direcția pe care o conduceți dumneavoastră, cele violente. La ce ne referim când spunem că, iată, merge și pe partea aceasta violentă? Tot la fel, spargeri, bătăi, scandaluri, și ce cazuri ați avut așa mai ieșite din comun? Da, când vorbim în sfera penalului de violență, putem, până la urmă, vorbeam anterior și de
infracțiunea de tâlhărie. Practic, infracțiunea de tâlhărie este o infracțiune care implică și violența, un furt cu o anumită violență. La noi, la nivelul Poliției Capitalei, organele de cercetare penală au o competență generală. Vă mai ziceam că nu suntem ținuți neapărat de teritoriu sau de un anumit sector. Suntem structură cu competență generală la nivelul tuturor sectoarelor din municipiul București. Violență, ce să vă zic, nu au fost registrate în ultima perioadă fapte foarte grave, din fericire. Da, din fericire, și este un lucru foarte bun, poate lumea de acasă nu știe, dar în ultima perioadă chiar și studiile și analizele acestea spun că totuși capitala este sigură și avem, iată, cu ce să ne lăudăm și bine că dăm și sfaturi. Puneți de asemenea mandate de executare, nu tot dumneavoastră, adică cei care sunt condamnați și nu se găsesc la adresa pe care, de unde mergeți să luați pe cel care a fost condamnat, spre exemplu, sau căutat, tot dumneavoastră interveniți. Și aici vreau niște cazuri, nu se poate. Uite, mai avem câteva momente din această emisiune și au fost câteva cazuri celebre de persoane, politicieni, nu știu, afaceriști, condamnați și am aflat ulterior noi din presă că de fapt au plecat cu câteva zile înainte, poate cu o lună înainte, câteva săptămâni înainte, în străinătate, așteptând decizia definitivă. Că știau că urmează decizia definitivă și au luat zborul. Bineînțeles că autoritățile nu au ce să facă până în momentul în care nu se emite acel mandat de executare. Da. Vreau să-mi dați niște exemple, nu știu dacă nu celebre, unde i-ați găsit? Da, structura... Unde se ascund? Structura noastră de la nivelul Poliției Capitalei are în componență un birou care are ca obiect punerea în executare a mandatelor penale. Când vorbim de mandate penale, pot fi mandate de executare a pedepsei europene, de arestare. Da. Spuneți noastră, dezvoltați. Da. Ce am avut persoane celebre, traficanți, nu știu de care, se ascundeau aici. Da, din mafia știu că au fost în România găsiți. Ce pot să vă zic? După nu știu câți ani, după, după ce se emite respectivul act, respectivul mandat penal, poliția, prin structurile specializate, cum vă ziceam, efectuează anumite căutări și corelativ în situația în care nu sunt găsite persoanele ca obiect al mandatului, se activează această dare în urmărire la nivel național și internațional. Mai sunt situații când anumite persoane care așteaptă un moment important al procesului penal părăsesc teritoriul țării, însă pe fondul unei colaborări foarte bune cu celelalte state pe linie de cooperare polițienească internațională, vă zic că în proporție covârșitoare au fost identificate. Bine, vă dau exemple. Înainte de condamnarea definitivă, doamna Elena Udrea a plecat, știm foarte bine, a fost prinsă în Bulgaria, se îndrepta spre Grecia. Mario Iorgulescu are o condamnare destul de urâtă pentru fapte destul de grave. Chiar zilele acestea râdea în nasul justiției. El a plecat bine mersit, tot în Italia, pentru că în Italia este și Alina Bica, fosta șefă DICOT, este și Dragoș Săvulescu și culmea, lovitură foarte mare din punctul de vedere asupra justiției din România, atunci când instanțele din afară spun ok, nu este ok condamnarea din România și stau bine mersi acolo. Sunt persoane celebre care au plecat, domnule comisar șef, da, înainte și știu că i-ați dat la most wanted. Ce puteți face mai mult de atât? Păi, din punct de vedere legal, poliția română și-a îndeplinit atribuțiile la momentul la care persoana părăsește... Cum faceți dumneavoastră, ca să înțeleagă omul de acasă? Vine decizia definitivă în instanță, de acest lucru vreau să mă aspect, pentru că și celebrii de care îi menționam eu și mulți alții așteaptă decizia, ei sunt plecați de mult timp, doar Elena Udrea a plecat un pic mai târziu și a fost prinsă. Da. Vine decizia definitivă, ce face poliția? Vine mandatul? Are adresa în sistem, trebuie să facă și rost. Da, se fac anumite verificări
preliminare privitor la persoană, domiciliu, reședință, ulterior se activează darea în urmărire, se emit mandatele la nivel european, se activează anumite... Dar nu, primul pas de a merge... Verificarea persoanei. Verificare. Și adresa, nu? Și mergeți la adresa sau adresele respective. Primul pas e verificarea adreselor oficiale. Ce ați făcut la doamna Elena Udre? S-a urmat procedura legală, s-au efectuat verificările și am văzut cu toții la televizor. Ați mers acolo, ați văzut că nu este. Ce ați făcut ulterior? Pentru că a fost prinsă în Bulgaria. Uite, un caz în care ați mers și așa ați prinsă în Bulgaria. A fost respectată procedura legală. Fix același lucru îl facem cu toți cetățenii pe numele cărora se emit mandate penale. Auziți, domnule comisar șef, că eu mi-am pus această întrebare imediat la aceste cazuri celebre, care, bineînțeles, și noi presa și cei care ne urmăresc sunt curioși ce se întâmplă. Nu găsiți acasă persoana respectivă, am dat-o deja exemplu pe Elena Udrea. Sunați repede la poliția de frontieră pentru că trebuie comunicarea aceea să vadă dacă a trecut. Că înțeleg că așa s-a întâmplat în cazul... Nu sunăm, se transmit scris anumite solicitări. Spuneți-ne ca să... Da, că e la modul general până la urmă. Sigur că da, nu sunt informații ascunse, alt regim. Da, se comunică, se solicită poliției de frontieră. Deci dumneavoastră solicitați. Da, structura pe care o reprezint efectuează toată procedura asta de care vorbim. Se solicită poliției de frontieră darea în atenție. Folosesc terminologia asta mai... tehnică, darea în atenție și activarea unor semnalări la nivel național și internațional. Bun, și în momentul, că de asta vă dau exemplu acesta, când ați aflat că a trecut granița în Bulgaria, noi aveam informații deja pe surse, dar până nu a fost prinsă, n-am avut oficial. Ce s-a întâmplat? Ați sunat repede și la granița din Bulgaria și granița cu Grecia să oprească tranzitul? Elena Udrea era în tranzit în graniță. Acolo ați oprit-o. Da, anumite informații se activează pe flux la nivel Schengen. Avem un sistem informatic Schengen care funcționează foarte... Dar noi nu suntem în Schengen. Foarte bine. Schengen dar și putem... colaborare cu statele. Da, avem directive și avem și ordine interne prin care ne aliniem spațiul. Asta vreau, nu vreau să vă barg în partea aceasta de politică. Noi nu am intrat în Schengen, s-a ridicat mecanismul. Nu, avem mecanismul... o interfață națională și avem o interfață Schengen. Dar știu care... că noi am colaborat foarte bine exact ceea ce au cerut ei pe partea asta de poliție, pe partea de justiție, s-a ridicat MCV-ul, că era și problema asta cu ce se întâmplă la graniță și, spre exemplu, ce spune Austria. Sunt sigur că sunteți la curent cu ce s-a întâmplat. Și cei din Austria, spre exemplu, spuneau, domnule, noi trebuie să avem granițele sigure. Au venit foarte mulți imigranți și au trecut prin România. Da, nu pot să fac anumite afirmații în materia asta, vă dați seama implicațiile. Dar colaborarea există astăzi. Colaborarea există, autoritățile române și de partea română fac, și de partea... își fac treaba, vă zic concret, își fac treaba foarte bine. Procedurile se respectă în totalitate și, cum vă ziceam, nu suntem în Schengen, dar... interfața națională și cu interfața Schengen fuzionează foarte bine, cel puțin în materie de urmăriți. M-ați întrebat cu exemple. Da, a fost, asta era următoarea întrebare. Chiar, sau, nu știu, alte mandate sau ce, da, nu știu, a fost, vă rog. A fost un moment un pic comic, așa. Am avut persoane, colegii mei la descinderea, cu ocazia punerii în executare a mandatelor penale, aveam persoane ascunse în șifonier, în lada de la pat, nu știu, locuri puierile, probabil că atunci când ciocănea sau suna poliția la ușă, se declanșa la nivel psihic ceva și nu mai gândeau, adică chiar nu... aveau cum, adică, să se ascundă. Adică cum s-a întâmplat cel care l-a prins în șifonier? Adică l-ați ciocănit și... S-a pătruns în interiorul locuinței și era ascuns în șifonier. Da, un bărbat foarte... Și care a fost explicația? Celor care se ascund așa în șifonier, da. Nu mă știu, prin casă. Am crezut că nu mă găsiți, m-am ascuns. Iertați-mă! Au mai fost... Da, bineînțeles, cereri, iertări.
Am avut situații când au fost efectuate descinderi în această materie la parter sau la etajul 1 și au sărit de la parter chiar în brațele colegilor mei și chiar s-a speriat că era seara afară și credea că sunt infractor. Nu, stai, că suntem poliția, ești în siguranță. Vreau în două minute să-mi spuneți că vă ocupați de acele infracțiuni poate mai mari și la nivelul parchetului antimafia, dacă puteți să-mi dați niște exemple de o colaborare măcar, așa spre final. Da, avem, mă rog, aș începe de la permiterea codului de procedură penală, avem infracțiuni în urmărire proprie a parchetului, a direcției ADICOT-ului, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Combatere a Terorismului. Dumnealor apreciază că anumite activități ar trebui făcute cu o structură a Poliției Judiciare din municipiul București. Avem acte prin care suntem delegați să efectuăm anumite dosare penale, să efectuăm activități în anumite dosare penale împreună cu dumnealor pe diverse infracțiuni din competența dumnealor. Spre exemplu, un exemplu, două. Păi, tot am vorbit un pic mai înainte, am vorbit de infracțiunile de furturi din tiruri în mers. Să știți că am avut un dosar penal în acest sens împreună cu structura de care ați amintit și dumneavoastră. Dosarul a fost la nivelul statelor Europei, a fost un dosar mare, însă pe lângă acesta mai avem anumite colaborări punctuale, să zic așa, pe anumite dosare, diverse infracțiuni din competența dumneavoastră, fie că ar fi, nu știu, de trafic de persoane sau anumite, în general, da, în funcție de fenomen. Pe exemplu, infracțiuni din sfera patrimoniului, dacă sunt mai mult de 500.000 de euro, cu prejudiciu, sunt automat trecute în competența DICOT-ului și le lucrăm împreună. Mulțumesc mult, domnule comisar șef, pentru că ați fost alături de mine astăzi. Vreau să vă felicit pentru munca dumneavoastră, pentru că, iată, este o analiză chiar la nivel european, capitala din ce în ce mai sigură, capitala României. Vă urez succes, să aveți grijă de noi, cei care trăim în București, ca să avem un mediu cât mai protejat față de astfel de acțiuni. Mulțumesc încă o dată, domnule. Vă mulțumesc frumos în numele meu și în numele colegilor și structurii mele. Doamna și domnule, mulțumesc mult că ați fost alături de noi și astăzi. Săptămâna viitoare vă aștept cu o nouă ediție a emisiunii Culisele Justiției. La revedere!